El, prin intermediul rețelelor sociale, la conducerea lor, că altfel, cu dânsul nu, degeaba vorbim. Ei îs la foarte bine. Închideți că altfel nu mai... Păi da, atâta birocrație și atâta tâmpenie în țara asta. Asta se numește cea mai transparentă guvernare. Noi să fim de partea poporului. Dragi prieteni, ne-am intrat în direct după ce am încercat să vorbim cu cineva din Poliția de Frontieră pentru a raporta un abuz. Un abuz față de un agent economic care a rămas fără acte și care nici nu și le poate recupera pentru că nici nu are de la cine să le recupereze. Și am încercat să le punem aici, dar ei îți trimit la birocrația lor. Scriți plângere și noi o să examinăm în jumătate de an și o să vă spunem și părerea aveți. Dar acum și o să vă spunem și cum stă problema și cum de la Anta plus până a ajuns la Poliția de Frontieră actele unui agent economic. Și cum nu și le poate recupera. Vasile, vină mai aproape, că noi am să vorbim cu tine. Vină aici, că noi am încercat, tu ai o săptămână de când cauți actele, să recuperezi actele de la... Miercuri a trecut. Ia zic care e... Și de ce am ajuns noi aici la Poliția de Frontieră? A fost stopat miercuri, când vin din curs, a fost stopat. Cum v-am spus, de la ieșire din vamă din servicii Anta, le-am dat toate actele confirmative care trebuie să știu, adică care semnate, adică tot era 100% în regulă. Ei nu au să aduc argumente, una alta, că noi ceva n-am făcut, cumva n-am făcut. E rămas argument cât e corect. E la început, o început, adică cumva e, punctul lor, vezi, mai duc la asta, că mă rog, să-i dau ceva, că de obicei. Eu m-am făcut mai prost alea că nu dau nic. După asta, o să aduc argumente că eu am careva greșeli. Eu i-am explicat că nu e greșeală, una alta, i-am spus la poliție, au scos câți oameni am intrat, mi-a scurs de 3-4 ori, am încercat să lămuresc să-i explici că eu sunt greșit, eu i-am explicat că n-am nicio încălcare și el a spus că oricum eu îți găsesc o problemă și asta. Dar mai în autocare era în poartă, noi gata să ieșim din vamă. După asta noi... el s-a dus la frontier, a scos acolo foaie, câți oameni au ieșit să demonstreze iar altceva, el asta nu mi-a demonstrat, că eu m-am scos oameni acolo, am venit fără oameni. După asta, s-a suit la o mașină, că nu eu oricum îți găsesc ceva. Adică, în ultimul moment, o să ne arăte argumente și ei și eu i-am explicat că eu nu-ți găsesc. Că nu ești da, eu cu nimic vinovat. Da, corect, da. După asta, el a început să răsfăiască interbusul, că ca și cum el îmi găsește și o problemă. Și ei și el are dreptul, că, băi, cursul și el erau închis, ce ai tu cu una cu alta. Eu am smuls interbusul de mâine, am luat documentele de interbus, acte mi-au rămas la dânsul, permis de conducere și tot așa. În momentul ăsta eu n-am vrut să iau autocarul la o parte, că era blocat, adică era atâmană în poartă, eu să ies, eu am refuzat să iau autocarul la o parte, de ce? Pentru că să mă audă cineva, să vadă că e blocat, că ia stăia, să poate cineva să trezească și să mă audă. Mai spun după vă și eu am văzut că nu pot face nic, m-am suit în autocarul la Chișinău, documentele au rămas la dăși. Normal trebuie să le dăi, adică. Actele au rămas și de la Anta. La Anta, au rămas actele și de la Anta, da. Cu dânsii în comun lucrau de la Poliția de Frontieră, încă trei erau, eu nu știu, numai pe unul dintre ei și-au știu. Îl cheamă Aram Boris, care era acolo pe loc, în Poliția de Frontieră. Eu de așa am venit la șef, a doua zi, joi, am venit la șeful de la Anta, i-am explicat, ia că situația, i-am explicat tot, adică i-am spus că de vreo trei ori încercați să-mi explici că eu am greșeli, eu i-am explicat, adică că n-am nicio greșeală la interbus, i-am dat chiar și toate actele să verific și să vadă că într-adevăr n-am greșeală. El, mă rog, nu s-a mai uitat, în fine, i-am explicat, zic că actele mele au rămas tot la dâns, la colaboratorul nostru. Asta el mi-a spus așa, că actele mele au rămas la și de la Poliția de Frontieră, care lucrau în comun cu dânsii, ca și cum situația s-a întâmplat în post, și actele mele, permisul meu, pașaport, tehnic, la mașină, permisul competent, au rămas la dâns. Amuia a făcut legătură cu domnul Adam ăsta, cu care lucrează frontieră. El mi-a spus, da, actele sunt la mine, eu am să văd, și pot face, ca să ne întorc înapoi. Zic, uitați-vă, dacă vreți, ca și cum eu am făcut neregulă în post și pentru asta eu fiu sancționat. Da, e bun, zic, eu te-o să fiu sancționat, nu-i problemă, dacă tu să cozi cuvință, șap că eu n-am avut nici o treabă cu Poliția de Frontieră, nici un moment n-am avut. Nu mă rog, asta a fost în post cu Anta, am avut conflictul și a de 15-20 de minute, mai scurt. El a scos urmă jumătate de oră și asta a fost joi, sunt o jumătate de oră și vedem care e situația și vii și-ți dau acte. I-am spus, fă-mi un serul dacă vrei, rămâi la tine, iei decizii, mai mult dacă trebuie timp, dacă nu tași.
Și dacă până ziua de azi, asta, dacă de-am săptămâni de zile, am și mâine păi de asta și am venit la poliția de frontieră amu, ia. El nu închide, nu răspunde, a scris mesaj, nici. El eu îi sus și el nu răspunde. Și ia, adică nu pot să... Și ai rămas fără acte, tu trebuie să pleci acolo înapoi la Londra, că ești pe rută. Păi da, autocarul și-al care i-a luat acte, e imobilizat, adică nu poți să faci nici cu dânsul, cu dânsul, cu dânsul. Și el închide, nu vrea să spună. Aramu și mai cum îi spune? Aramu Boris. Boris. La Ungheni, el e de la regiunea Ungheni. Adică de la Ungheni, de la... Pentru că... Păi dacă tu și-ai făcut o încălcare, trebuie să-ți facă un proces verbal și să-ți întoarcă actele. Așa era corect. Și am sunat azi dimineața la dânșa, la unitate de gardă și mi-au spus băieții de acolo, mai revin cu 10 minute cu un apel, să-l sunăm pe dumnealui și să vedem dacă putem să-ți dăm un contact de lui. Am stat pe 10 minute și pe 10 minute i-au spus, da, scrie numărul de contact. Mi-au dat tot numărul care eu l-aveam. Adică și eu le spun la oameni. Și tu suni și tu ești blocat la păi el. Da, și eu le spun la oameni, zic, uitați, eu sun. Ia formează încă o dată numărul, că dacă nu ați batem la ușă la ei. Și el nu răspunde. Da. O să batem la ușă încă o dată, bună ziua. Am dat de gardă, eu spus că, păi nu, sunați-l până mai așa am vorbit tot pe numărul. Mm-hmm. Adică și el, ți-am să întindă timpul. Pur și simplu, cred că-s cunoștință pe ședul ăla, adică nu-mi timp, pur și simplu, mă blochez. Și nu poți lucra. Ia arată numărul, ăsta e numărul care... Ia câte-l e numărul. Și îmi formez. Și apeluri, o grămadă. Dar tu ai, ai 100 de apeluri. Da, 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 de-amă m-am blocat. Pe WhatsApp a sun și pe asta, adică, nici, dacă credeți. Și el s-a sun și el m-a blocat, ca și cum, pur și simplu, dacă am ușa, dacă, el m-a pus pe... M-a blocat. Păi, iese că ai rămas fără acte ilegal. Da. Și nici n-ai cuit, n-ai cuit plânge, n-ai cuit... Nu se plânge, acolo ține la anta, nici nu discut acolo, e bardac total, adică acolo n-ai cu cine grăit. Mă rog, de asta nu-i de o zi două, adică știu. Dar iar normal trebuie să-i vedei și are, eu n-am călcat nici la frontieră sau fără. Da, dacă el nu s-o vede de cuvință că eu cumva am ținut autocarul ușă, că nu trebuie, nu putem să mă duc, eu n-am putut să mă duc în privința chiar și anta m-a reținut, pentru că eu avem liber la vamă, de la poliție avem liber. Păi de asta și întreb. Poarta mea anta era acolo, înuntru, în vamă. Nu era în afară, nu într-o vamă. Adică normal, ei m-au oprit pe mine. Și eu am blocat cu autocarul normal, pentru că nu ies eu, nu putem nici să iasă nimic. Da? Și eu intenționat nici nu vreau să iau autocarul, pentru că trebuie să-mi dă anta voi să iei. Dacă tu ai încălcat ceva, trebuie să fac proces verbal, dar să-ți dă era după vreo 15 minute. Conflictul ăsta s-a luat de la șeie, că noi transportatorii față de colaboratorii la anta uităm de tradiții. Da. Tradiție. Tradiție de a da bani, asta înseamnă tradiție. Ești pacient, aș mai sări trebuie de 50 de euro în dinți, tu atunci deja cam ești obraznic, da, cumva. Și noi știm 100% chiar și după live-ul ăsta, chiar dacă nu am un momentan, știu o luni de zile, probleme, o să vă arăte. Da, dar noi deja suntem sătui de dânsele, adică că le-am avut și să le mai avem, că știm că nu e dreptate și nu e absolut nică. Și iar, și însă și nu agenția țâncani, ești care șed pe vamă, îți divină, dar e divină conducerea care pune baza la treaba asta. Că el acasă, știi cum, cu noi se vedește în vamă, dar acasă cu femeia, că n-are cu și plăti serviciile comunale. Tot problema și tăti licențele... Dar pe iată, noi am venit la poliția de frontieră. În loc să vină cineva cu care putem să vorbim, bună ziua! Vrei să vorbim cu cineva din administrația... Inspectoratului Poliției de Frontieră, atât un agent economic, doi agenți economici, au rămas fără acte. Este la unul din colaboratorii dumneavoastră. La numărul de telefon e blocat, nu vrea să răspundă. Să-i întoarcă acte, să fac proces verbal, să dă o explicație. Cum îl găsim? De la Ungheni. În felul următor, la Bleușeni, miercuri trecută, când venim de curs, eram un personal la autocar, m-a oprit servicioana. După ce am avut procedura vamală, avem bătii ori așezi acolo în vamă, te-am când se ies poartă, în interior era vama și în comun cu poliția de frontieră. Era ceva de la frontieră, de la Ungheni, dar pe civil era. Era unul, Boris Aramă, care e mai mare dintre înșii, și celălalt doi nu-i cunoscut, adică nu știu cum e cheamă. Eu am avut un conflict cu ești la Anta, tamana autocarul, eu trebuie să ies. Adică eu am blocat vama, ca și cum, da? Ăștia nu vrei să dai documente la Anta. Și după aceea eu am văzut că nu dă documente, eu ești m-am dus, da? Vama chiar am blocat-o, după aceea am dat autocarul în față, care e intenționat, băi, dați-mi documente ca să mă aud cineva. După vreo 15 minute, vreo 10 minute, au durat conflictul. De conflict, am și de la Anta nu sunt de documente, eu am știut să m-am dus fără acte. De ce? Pentru că eu n-am unit frontieră. Adică, măcar cu ăștia, cu Aramă, dar care era un post în genere, am avut treabă cu noi. Ai avut liber de vamă, liber de poliție. Ce să fac? Ca ei cumva, ei, mă rog, prieteni, ca și, mă rog, poate mai lucrează, nu știu. E ca cumva să-și scoată problema de dânsii, pentru că eu într-adevăr nu eram încălcat. Eu dat documentele aici la frontier, care erau civil de la Ungheni, vest, la Boris Aramă, la documente. Eu deja joi găsesc numărul Boris Aramă, îl sun, bună ziua, bună ziua, eu răspuns în primul apel, domn Boris, documentele sunt dumneavoastră, cum faceți zis eu? El îmi spune, eu zic că, tu înțelegi,
Și eu o să mă uit, încă să văd ce pot face, mai discut așa mult. Dar sună pe jumătate, adică mai discut, după să discuți într-o oră, vreo 10%, sună pe jumătate de oră și văd ce pot face și îți dai acte. Zic că actele dezvin să eu, dacă tu vrei ceva să-mi pui, poate eu amendă, că el ca și cum, eu am făcut gălăgie în punct. Păi dar spune în procent verbal să fac amendă care vreau. Zic, bun, eu am făcut gălăgie, am făcut un conflict cu Anta, nu cu frontiera, dar dați-mi actele mele înapoi, făceți-mi un xerox, lăsați actele la dumneavoastră, dați actele înapoi. Ia ca de-am oază joia, ca fost vară, de-am oază. Uitați-vă, are 100 de apeluri. Eu am înțeles că domnule deci adică ce nu răspunde? Eu sunt șefa secției management document. Vă rog frumos, dumneavoastră aveți o obiecție, ceva, vreți să depuneți o plângere? Nu, din depo actele, nu uite, sau plângere cum nu ajută. Bine, vă sugerăm, vă rog, să depuneți o cerere în adresa Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, eu vă recepționez, vă înregistrez și respectiv dumneavoastră să aveți o dovadă că ați depus o cerere în adresa... Dovadă am și mesaj, adică am și mesaj cu descriere. Doamne, azi trebuie să pleci înapoi la Londra, actele sunt luate ilegal. Actele de la autocar, autocarul imobilizat. Adică mie nu mă interesează plângerea, că oricum n-a să... Eu oricum n-a să scriu, pentru că mă ajută. Tăt plângerul cunosc cât durează. Păi, dar sunați-l pe angajatul dumneavoastră, Boris Aramă, să întrebați-l care-i situația. Eu n-am încălcat, eu am permis de conducere, avem toate actele. Noi, de exemplu, nu cunosc despre cazul dat. Vă dăm numărul domnului Boris Aramă. Dar dumneavoastră, puteți să sunați domnul Boris, dacă dumneavoastră lucrați, sau un șef de-al dumneavoastră. Păi ca să nu trebuie care e situația și când poți să eu nu asta vreau. Eu nu n-aș scriu plângere niciodată, eu nu trebuie plângere să o scriu. Puteți să mă impuneți, eu plângerea nu scriu pentru că nu ajută. Eu ne... Dați-mi actele. Proces verbal, dacă am încălcat ceva, faceți proces verbal. Deci cu Boris Aramă, ești cu Rizul. Nu pot să vă răspund la întrebare, deoarece nu cunosc despre... Dar e angajat poliție de frontieră. Înțelegi, la noi sunt aproape 4.000 de angajați, eu nu am... Păi, dar dați să sunăm șeful la regiunea Vest, la Unghie. Nu am de unde să cunosc despre toată... Vă dă numărul de telefon acum, e colegul dumneavoastră, sunați să întrebați, dați-mi acte. Sunați șeful la Unghie și întrebați, pentru că el vreau și încă o situație. Adică și îți demonstrează. Eu nu tot îi spun și mesaje ca să am o demonstrație, că eu mă scriu cu dânsul. Eu sun azi dimineață la unitatea de gardă, la Unghie, la Vest. Bună ziua, bună ziua, vreau să domnul Boris Saramă. Da, el e pe loc. Dați sun să întâi să întreb, doamna de acolo, mesajă, dați să întâi sun să întreb, dacă vă permiteți să vă dau numărul telefon, primiți 10 minute. Zic, bine, revin. Sub 10 minute, doamna răspunde, da, poftim, scrieți. El îmi dă tot numărul care eu l-am, doamna și el. Zic, doamna, dă-i pe numărul să-l sun și el nu răspunde. Nu știu, eu a sunat numai și el nu răspuns. Adică și constă. Constă că el pur și simplu întinde timpul, pentru că e în legătură ca și Irland, adică în tine că se ne dă ca să mă imobilizeze, ca și cum, da? Când nu se poate duce asta. În reis? Adică, numai asta. Și acolo dumneavoastră să se examinați încă 60 de zile. Pur și simplu eu vreau ca un șef să sune pe tine și să-l întrebe. Băi, ce la tasă? Fă un xerox și dă-i înapoi. Fă-i proces verbal dacă a încălcat ceva? Fă după procedură, fă. Și să-l sune amuia, că e sub schileu, pentru că autocarul la ora 5 trebuie să pleci. Eu ce vă pot spune, mă duc să încerc să fac legătură, măcar că nu. Păi vă dau numărul, nu ce o să încercați, vă dau numărul pe dumneavoastră să spună. Nu cunosc pe domnul care zice, nu-l cunosc și mă duc să încerc să fac legătură. Dar dacă nu, vă sugerez încă o dată să puneți o plângere. Dar nu mai schimb o plângere când ai ajuns, adică nu-l interesează plângere. Dacă dumneavoastră solicitați o audiență la conducerea Inspectoratului General... Tot nu mă interesează deloc absolut. Pentru că nu o să prinească. Audiență prima zi de luni, a lunii următoare. Respectiv, acum, a treia... Stimată, doamnă, noi știm foarte bine cum funcționează sistemul ăsta, e antisocial, e antiuman. Peste o luni de zile o să primească. Omul trebuie să plece azi la Londra cu autocarul. Autocarul e sechestrat pentru că actele nu sunt. Eu v-am înțeles. Oamenii au venit, au sunat de 100 de ori. Dacă au călcat ceva, făceți-i un proces verbal. El o să-l conteste. Dar dați-i actele. Cum ați luat actele? E că noi așteptăm aici, da, noi așteptăm. V-am sugerat care este procedura. Oamenii n-au încredere, ce să vă mai spun? Adică nu mă interesează procedura. Eu vreau ca dumneavoastră, dacă puteți să mă ajutați, sunați și să vorbiți. Dacă se rezolvă, bine, dacă nu mă interesează șefii, să vorbesc, șefii azi mâine, unul, mâine, a doua, nu mă interesează. Nu, dar ce ziceți dumneavoastră? Pentru că nu mă interesează, doamnă, eu la companie mea, eu sunt șef. Și eu, când am o problemă, eu mă implic permanent. Păi dar la dumneavoastră, șeful dumneavoastră, stați să nu mă zbați. Dar șeful dumneavoastră, sunt un milion de șefi din un an de zile, s-o schimbă că o duci și șeful. Și nu mă afectează, vorbesc cu lucrul. Din loc mă interesează. La moment este șef, domnul Ruslan Găluș. Nu mă interesează, domnul Găluș, mă interesează că azi el mâine altul. Adică nu are nicio valoare. Dar dacă oamenii raportează un abuz public, îmi spun, este un om, a luat actele, nu faci proces verbal pentru o încălcare, dacă este încălcare. Și omul i-a sechestrat actele. Și nu se poate de văzut. Cine e șeful dumneavoastră? Păi domnul Găluș, șeful dumneavoastră nu-i șeful meu. Și șeful meu, din așa să mă duc să-i spun eu verbal, tot se examinează în baza unei plângeri. Păi, bun, dumneavoastră ziceți că este
Eu punerea nu vreau. Este dumnealui Geluc, este la frontieră. Dumneavoastră ați sesizat un abuz, da? Cum să o spun? Da, de o săptămână. Considerați dumneavoastră. Da. Ca să fie inițiată o anchetă de serviciu asupra angajatului. Sesizarea publică, iată așa, verbală nu e valabilă? Proces verbal și când o să vină șeful, eu am să-l prezint, dumnealui o să dai procesul verbal, o să fie înregistrat și dumnealui o să-l prezinte sau o să-l dai el. Faci un raport, cum știți dumneavoastră, păi că da, este o problemă și iată, a venit un grup de oameni și se plâng. Bun, dar noi astăzi până la 5. Cumva, că a spus mult și eu altfel. Păi dar eu ce vă pot zice? Eu vă spun că în baza la ce eu pot să reacționez. Eu vă zic, dumneavoastră îmi prezentați, eu vă înregistrez sesizarea dumneavoastră și ulterior va fi dat curs. Păi bine, că... uitați-vă, dacă băietul sună acolo la domnul Boris, că știe exact, da? Și adică nu răspunde telefonic, dați cumva să luăm legătură cu așa de acolo. Că... Bună, doamnă, cum vă numiți dumneavoastră încurată? Eu mă numesc Alona Figuraș. Doamna Leona. Doamna Leona. Da, doar și Borisul se pune dacă domnul să facem să facem. Da. Eu sun iar la unitate de gardă. Sun la unitate de gardă. Și dar de pe alt număr sun. Pur și simplu pentru o minută ca da să facem așa că dumneavoastră o minută nu sunteți pus pe frontieră. Și ați dorit să vorbiți cu domnul Boris ca el să iasă la legătură și pasă să vorbesc cu domnul. Ei se duc înapoi la unghien să le fac proces. Eu v-am spus care este procedura legală și v-am spus ce urmează dumneavoastră să faceți. Dumneavoastră, doriți, poftim, depuneți o plângere. Eu v-am spus care este obligațiunea mea, eu vă recepționez, vă înregistrez, vă prezint cu numărul de înregistrare. Ulterior, va fi examinată plângerea dumneavoastră. În lună de zile? Dumneavoastră, m-au zis, dar nu mă interesează. Ei se duc la Londra, ei astăzi spreșe la Londra. Și nici asumă cheltuielile și pierderile astea. Dar eu ce să pot face? Păi de să angajați-i dumneavoastră, noi nu vorbim de inoplaneteni, v-au spus Boris Aramă, unghieni. Nu m-a luat sunat? Gata. Spuneți-i, întocmiți-i un proces, îi duc la unghien, întocmiți-i proces verbal și înapoiți-i actele. Eu și fel de anchetă. Eu nu pot să-i dau indicații. Da, vorbiți cu șefii, dar. Pentru că ăsta e abuz, pentru asta trebuie să fie cercetat penal, nu să fie netezat. Abuz, dacă dumneavoastră se zază, dacă nu doriți dumneavoastră, mă duc eu să fac un proces verbal. În urma procesului meu verbal, să-l prezint șefului. Dar în afară de gălușcă, din tăți adjuncții, nu-i niciun adjunct care... Nu este nimic. Chiar nimeni, tot poliția de frontieră, nu-i nimeni. Cum nu-i nimeni? Nu este șeful și nu este șeful adjunct. Nu sunt la moment. Oamenii trebuie să plece și la muncă. Eu v-am înțeles foarte bine. Bine, dar să facem cum spuneți dumneavoastră. Haideți să faceți un proces verbal. Și ne spuneți găsirii, vorbesc. Vă dau buletinul, dacă doriți piesa așa. Poți, vă dau voi. Eu am înțeles. Ca să aveți foarte date. Dacă are punct de control în acea dată. Poți la punctul Leușeni, dar domnul Boris e de la Ungheni. De la Leușeni la Ungheni. Da, adică punctul Vaman Leușeni aparține regiunii de vest în Ungheni. Direcții regionale? Da, nu mai ascultă. Domnul Boris fac și de la Ungheni. El atunci era civil, ceva cred că avea raport cu Anta, vreo lucrare vine, precis eu nu. Atunci el era civil, era în Anta, nu? Era în Vama. Poate știți dumneavoastră asta, poate nu știți, oficial, nu știu, atunci era acolo. Adică actele mele sunt la dumneavoastră. Dumneavoastră, la ce firmă sunteți încă o dată? Care Compania Fratello. Fratello, da? Da. Am înțeles. Dumneavoastră, sunteți reprezentați sau sunteți... Sunt și administrator, și fondator, și șofier și... Administrare da. Companiei Fratello. Da, v-ați prezentat? Eu v-am înțeles cu dumneavoastră. Poftim, dacă doriți. Deja eu o să am... Bun, și la cine e bine, ca dați merge pe varianta dumneavoastră. La cine eu după asta, știu eu lumea, pe săptămână, la cine eu pot să văd situația materială, că cum o pot să-ți pedepsesc? Pentru că el joi nu-i răspund, el joi nu-i răspund, eu sunt jumătate de 8%, el joi nu-i mai răspund, vineri nu-i răspund, bine, sâmbătă, duminică, zi de odihnă, luni nu-i răspund, marți nu-i răspund. Eu pot să vorbesc despre faptele mele, înțelegeți? Despre faptele colegului meu, eu nu pot răspunde. Azi, băieți ăștia, pot să meargă la ungheni, vorbiți cu... și să-și recupereze actele, azi. Eu v-am spus ce urmează eu să fac. Eu nu pot să dau indicația, să sun, să eliberați. Asta deja șeful de spune, înțelegeți? Dacă dumneavoastră o să scriți, vă rog, eu vă sugerez dumneavoastră, depuneți o plângere. Așa ajută. Depuneți. Păi urmarea plângerii dumneavoastră, dacă dumneavoastră... Dacă e plângere verbală, se registrează online și este o plângere verbală. Ia că eu depun plângere. Vreau să fie anchetat polițistul de frontieră, Boris Aramă, pentru depășire de atribuție. Au luat actele și nu le-au întors de la Cetățeanu Șviez Vasile. Dumneavoastră ziceți că doriți să cunoașteți ce s-a finalizat. Da. Unde să vă trimitem noi la spunsul? E adresa mea, v-am dat buletinul. Păi eu vă zic, dar urmează de poliție.
acolo indicație, adresa de domiciliu sau de unde este înregistrată compania dumneavoastră. Era să primiți răspunsul scris. Nu poți discuși la un individ și la unul trebuie să gândească copiii că nu vori să rămână și o sculat și ceva și nu poate să-i întoarcă actele înapoi. Păi e de râsul lumii, nu dumneavoastră, nu aveți copii în țara asta, nu aveți spila lor care până așa viene lucrează, care nu e vers. Eu am copii și vreau să vă zic. Păi deși îți spune la un mierdic de Boris, aici s-ar devii și neva să supere. Eu tot nu răspund, nu răspund, posibil, posibil. Doamna Leona, dați-ne un om care răspunde în poliția de frontieră. Dați-ne un om care... Dați-ne un om cu care putem să... Companie oficială care plătește impozit, care nu are mâna pe cardică. Păi în cazul ăsta de... Noi putem să așteptăm aici până vorbiți și faceți raportul și ne spuneți care e situația. Să mergem la un gen sau să nu mergem la un gen. Vor încerca să telefonați și nu se vedeți cum a spune bine de procedat. Da, Victor. Da. Se rog să nu. Stați-vă, luați doar buletină, vă rog frumos, faceți-mi un serviciu buletină. În cazul ăsta, noi e mai ușor de sunat șeful din de raportat tot verbal situația noastră, poate mereu de sine, o să facă raport după asta. Noi vrem să mergem la Ungheni. Putem să ducem la Ungheni, ca să nu spuneți că n-ați știut. Până și până și și până și la Ungheni, zic că e la masă. M-am gândit să mă duc la Ungheni, dar până mă duc la Ungheni, n-a zis că e la masă, că e la sex și fuge. Spune că doar. Nu, el a zis că de mai acasă, și acasă la masă. El așa spune, pentru că adică așa ar vrea el ar vrea ca să spună pe noi, pentru că știi că zoli pe care e masă. El ca să-i blochez cumva pe noi, asta e. Asta e fai buletin. Adresa vă dau alta, pentru că în viza de ședință. Da, eu vă dau de la credit și vă spun. Doamna Leona, rugămintea noastră, luați legătură, faceți raport. Și încercați, comunicați cu colegii dumneavoastră, că-s colegii dumneavoastră, nu s-a nimănui. Și dacă este posibil, oamenii merg la Ungheni, amuia, să-și recupereze, las să fac proces, dacă au făcut o încălcare, o abatere, să fac proces verbal, să doarcă actele, că altfel vă faceți de rușine ca instituție. Păi eu cred că dumneavoastră în jumătate de oră reușiți să aflați tot. Nu, tot. Nu cunosc problema și de asta nu vă pot răspunde la nicio întrebare. Bună ziua. De competența mea. Aveți dumneavoastră suficient competență, știm. Nu, trebuie să întâi că ești șeful adjunct. Șef adjunct, așa l-am costum, șef adjunct. Șef adjunct? Da, uite, bine, am ușit să arăt poză. Ăsta e șef adjunct care a trecut? În costum. Nu este. Îi cunoașteți. Doamna Leona, e o situație absolut penibilă, ca să nu spun altfel. Întorceți-i actele omului, el trebuie să plece azi la Londra. Pe urmă o să faci rapoarte, o să faci anchete de serviciu. Omul trebuie să lucreze. Eu înțeleg că la noi agenții economici sunt peniți ca găinile de fabrică. Nu e nimic, o să-i găsim, dar păcat că... Oamenii străini, oameni buni. Ăștia-s băieți nu vor să vă că îs de la Londra, lucrează de ani de zile, sunt companii mari, băieții care au votat pentru schimbare. Știți ce au spus ei în afara camerelor? Să vedeți câtă lume o să voteze amul la alegeri pentru Maia Sandu și brigada asta care o promis. Ăștia de la ANTA cu chetrușca în frunte de la CNA s-au transformat într-un colector de bani pentru campania electorală a lui Spânu. Eu astăzi credeam că sunt 300, până azi credeam că sunt 300 de microbuze care circulă spre Europa. Azi băieți, o să Vasile, sunt peste 1000 de microbuze și cred că sunt 500 de autocare în Republica Moldova. Și toate plătesc, dacă tu nu plătești 500 de euro abonament lunar, e că și-ți prind ANTA și-ți chisează și-ți ie banii, ți-ie numerele. În cazul băieților le-au luat numerele, le-au luat pașapoartele, le-au luat actele și le-au dat la poliția de frontieră, cei de la ANTA. Chetrușca, băiețul a fost la Chetrușca. Zici că el e gata să colaboreze cu oricare și dacă vor, să-l pedepsească pe cel care le-a luat actele. Eu vreau să vă spun că ăștia au transformat ANTA într-o bâtă de colectare a fondurilor pentru campania electorală și pentru PAS. Toți cei care lucrează, și nu că vorbim pentru... Oamenii știu foarte bine câți bani trebuie să plătească pentru fiecare microbuz, că altfel nu treci. O să vedeți cum o să se răsfrângă asta prin vot. Nu vreți să ieșiți. Iată oamenii ăștia care lucrează legal, aduc. Azi cui pot să adresez? La care deputat? Radu Marian care distribuie gazete. Lua la aiba. Sau cui să duc splâng? Iată, unul din cei 5-6 deputați care reprezintă astăzi diaspora. Din la Londra, din Irlanda. Vasea, știi că aveți deputat din Irlanda? Aveți deputat din Irlanda? Aveți deputați prin Italia? Că văd că vine la întâlniri electorale, bateți din palmi frenetic.
i-a venit aici la vamă unul din deputații voștri și întrebați, dar și cu situația asta, de ce un polițist de frontieră de la poliția de frontieră a rămas cu actele unui agent economic și nu vrea să îi le dă, nu vrea să răspundă la telefon, nu vrea să-i facă un proces verbal? La cine se adresează oamenii? Lămuriți-o și ei, eu tot vreau să cunosc. E foarte ușor de schivat, știi, o lună de zile. Da, o să scrii plângeri, știi, o lună de zile. Știi, o lună de zile, polițistul a zis că nimeni nu i-a sunat, știi, normal. Asta. Da, dar voi azi sunteți cu autocarul sequestrat, practic, fără acte și nu te poți duce mai departe în reis. Nu, practic. Ești fără acte. Fără acte și nu te poți duce nicăieri. Azi la 5 trebuie să pornești, da? Da. Dacă îți dau astăzi actele, tu încă reușești să te... Da. Nu, eu vă asigur că deja să știi, eu raportat și un șef, ei știu tăți între dânsii ce s-a întâmplat, o să-l găsească amuși pe Boris ăsta. Ei toți cred că nu o să-i găsească nimeni și răbde o să treacă neobservat pe lângă dânsii. Când treceți cu listele de ucraineni pentru care luați 5-10.000 de euro, atunci nu trebuie să raportați la superiori, mai ales cei de la Leușeni, cei de la Ungheni. Noi să-l căutăm și pe Boris ăsta Aramă, să vedem cine e cetățeanul ăsta. Nu e unul dintre cei care și-au cumpărat Toyota Tundra de pe banii ucrainenilor. Sau și alalt cu Lexus-ul. O să găsim informații, credeți-mă, cei care au știți cine este, scriți. Scriți cine e Boris ăsta Aramă. Noi suntem aici la Poliția de Frontier, vrem să vedem cât pot să dureze bătaia asta de joc. Până o să-l convingă pe Boris să dă actele am înapoi. Am și poză, că s-au vadă de lume. Am eu poză, că oare deodată, că am poză și lui, că e la un... Cândva a fost și el șofer, dar... Și-a fost șofer, dar mă-i de-am... Cândva a fost și el șofer, șofer de, camion. De camion. Da, dar mă deja, adică... Scombate cu șoferi. Am mă de-am îi pe șoferi. Vasile, voi suntem mulți oameni direct. Voi sunteți la Londra. Ce zic cu oamenii de alegerile din 20 octombrie? Ce zic? E tot aceiași... Jos guvernarea pasă, ca asta și spune. Noi nu suntem împotrivă. Dacă și mai aduci aminte cu 4 ani în urmă și domnul Grosu, numai normal că îi uită de chestiile astea, și domnul Grosu, și Carp, știți, chiar și acolo la Transnistria, când eram, adică ne-am susținut și fiecare om era de poziție, că adică să fie doar bine pentru tu ai fost tu la Varânță? Am fost și eu, da, eram toți împreună. Că n-aș știu, da? Eu de atunci n-am acces în Transnistria. Eram tăți, adică, să ne poate să fie ceva schimbări, mai ales pentru noi ăștia tineri, dar însuși situația, cum a fost cineva la sistemă, că la noi adică nu sunt legi, la noi e sistemul, unde nu te sistema lucrează. Doar sistemă, da. Și adică... Anta cum colecta bani, colectează mai departe, cum... Da. Amu, iarăși, știi cum. Încă mai rău, amu. Încă mai rău. După video ăsta vreo jumătate de an, vreo an, iară să trebuia să... Ia să merg cu voi în reis. Să vedem cum o să... Da, degrabă să vină control la firmă, că deja știm de acolo, din interior la Anta, știm că să se discută... Dar tu ai fost la Chetrușca, tu ai spus că ai vorbit cu el. Da, n-ai și vorbit, adică da, el se putea pe un chep că el a să rezolvi, dar cum să rezolvi? Că el îi spunea nou că să mergem să-l denunțăm pe Roman ăsta, băieții care ne-a oprit. Dar ce are el? El e sistemă, el lucrează cu mine de indicații, normal, nu? Nu a făcut el din capul lui, de exemplu. Dar îți duci Roman și vine alt. Adică și treaba are, și treaba. Și noi când ne-am spus, eu când ne-am spus că ia că i-am arătat situația pe alb și negru. Eram eu, erau actele mele, era autocarul meu, actele toate în regulă. Caz real, momental, nu că ceva am făcut ceva. Momental în risc, el era tot, documental în regulă, tot, absolut, tot în regulă era. Vasile, tu trebuie să spui, nu plătești la Anta. Asta chiar după asta, ori să nu plătești. Vin, ori să vin, ori să mai controlez firma, că am informații de acolo, că deja am pregătești ca să vină să-mi fac control anterior, adică încălcările mele anterioare. Da, da, mare control de la Anta să-ți vină la companie. Da, da, adică asta... Da, uite câți oameni lucrează și că n-au nici un conducător aici. Să închipui, nu-i nici unul care să ia să întrebi, băi, dați-i să-l sunăm pe ăsta, pe cetățeanul ăsta. Că numărul aveți? Ala, mă, dar nu, m-a blocat, i-a blocat. Te-a blocat, am ușa să încercăm să-l sunăm noi. De sunăm pe altul, mă relasă margă. Eu urmăresc, reușesc să văd și comentariile. Fanaticii PAS, eu știu că e dureros pentru voi. Li s-a oferit o șansă uriașă celor de la guvernare, guvernarea PAS, să demonstreze că ei sunt altfel decât cei pe care i-am petrecut. Decât Dodon, decât Plahotniuc. Și ei fac astăzi cu transportatorii, cu agenții economici, cu toți cei care lucrează, produc ceva, este dezastruos. Știu că nu vă convine, știu că nu vă place. Băieții ăștia, data trecută, au mers, eu acum depistez că a fost și el la Varnița cu noi când am blocat Varnița, să nu vină voturile din Transnistria.
Credeți că băieții ăștia de data asta o să mai voteze cu pasul? Credeți că oamenii care comunic cu ei sunt entuziasmați de pas, salvăm Moldova? Nu, pentru că voi tochiți la vamă, la poliția de frontieră, la ANTA, voi scoateți bani din orice. Eu am stau aici să văd până o să iasă unul să ne spună și, și au de gând să fac cu actele. Acta este poliția de frontieră. General al poliției de frontieră, general.